Medicul spaniol Diego González Rivas, un inovator în chirurgia toracică, a reușit și prima operație din lume făcută cu robotul printr-o singură incizie, fără ca pacientul să fie intubat. Bolnavul cu cancer pulmonar pe care l-a operat astfel săptămâna trecută în Germania, la Hanovra, este bine și a plecat deja acasă. E o tehnică pe care am dezvoltat-o anul trecut în Spania, pentru prima oară în lume. Facem o incizie de 4 cm și introducem în brațele robotului. Pacientul e mai bine, mai puțină durere, recuperare mai rapidă, pentru că este doar o incizie cu cele mai bune rezultate. După operație, pacientul se trezește imediat și poate să meargă mai repede. Chirurgul spaniol face echipă cu românul care a introdus la noi în țară chirurgia toracică robotică. Este o inovație a inovației. Practic, noi am îmbunătățit tehnica robotică, concentrând cele 5 incizii ale robotului multiportal clasic într-o singură incizie de 4 cm, ne reducând însă complexitatea. În cursul unei intervenții robotice, uniportale, pacientul pierde echivalentul a unei seringi de sânge, 20 de mililitri de sânge, comparativ cu chirurgia clasică, unde pierderea de sânge se cifrează la sute de mililitri. În mod normal, la o operație robotică se fac 4-5 incizii, dar medicii pot scoate tumorile din plămâni doar printr-o mică tăietură. Agresiunea asupra pacientului este minimă, față de tăietura clasică de pe piept, cea mai dureroasă din chirurgie. Am inventat această tehnică în 2010 prin toracoscopie, apoi am călătorit în peste 125 de țări să operez și să învăț și pe alții. Anul trecut, tehnica s-a răspândit în lume. S-au făcut mii de astfel de intervenții. Anul trecut am inventat tehnica aceasta cu robotul. E un interes uriaș în toată lumea. După o zi sau două de la o astfel de intervenție în care scapă de tumora la plămâni, pacientul poate să plece acasă pe picioarele lui și într-o săptămână, chiar mai puțin, poate reveni la viața normală, spun medicii. Chirurgi de pe toate continentele au venit la București să învețe noua tehnică de la cei care au aplicat-o cel mai des. Dr. Diego este un pionier în chirurgia toracică, este în avampostul chirurgiei minim-invazive și dezvoltă această nouă tehnică. Vrem să o explorăm și noi, poate o adoptăm și noi în viitorul apropiat. Mai puțină durere, recuperare mai rapidă. În România, chirurgia robotică nu este decontată. Astfel de intervenții costă și 15.000 de euro, mult mai puțin însă decât peste hotare.